Primăria Târgu Jiu a organizat astăzi ultima conferință de presă din anul 2015. În cadrul acesteia, edilul Florin Cârciumaru a amintit despre măsurile ce se iau în aceste zile premergătoare sărbătorilor de iarnă la nivel de municipiu din punct de vedere al siguranței circulației. Legat de ordinea publică, pot să spun că ne-am întâlnit cu jandarmeria, cu poliția, cu poliția locală și am discutat și că am stabilit un plan de acțiune pentru tot ce înseamnă ordine publică în această perioadă premergătoare sărbătorilor de iarnă. Am discutat despre ce înseamnă supravegherea și fluidizarea circulației la nivel de municipiu. Tot cu această ocazie, municipalitatea a tras linie și a concretizat că anul 2015 a fost unul bogat în realizări pe plan local. A fost anul în care am pornit la drum cu alte proiecte majore, proiecte care se vor finaliza în anul 2016, în 2017. Chiar pot să spun că a fost un an în care am finalizat multe proiecte. Și cred că cel mai important dintre toate rămâne proiectul legat de modernizarea rețelelor de apă din municipiul Târgu Jiu, modernizarea stației de epurare, stației de tratare. Anul 2016 se anunță a fi unul la fel de fructuos în investiții, prioritare fiind obținerea de fonduri europene pentru lucrări de investiții ce vizează modernizarea transportului în comun, dar și a căii eroilor. De asemenea, anul viitor vor fi construite noi locuințe de tip ANL pentru tineri, iar alte două blocuri de locuințe sociale vor fi finalizate la Târgu Jiu.